Doi bărbați de 33 de ani din Păușa, respectiv 51 de ani din Salău, au ajuns la acest sfârșit de săptămână la unitatea de primire a urgențelor a spitalului cu diverse traumatisme rezultate în urma unor agresiuni. Aceștia au primit îngrijire medicale la unitatea de primire a urgențelor, din fericire nu a fost necesară spitalizarea lor.